oi și capre împreună. Și ați văzut beduinii că aveau la fel oi și capre împreună? Dar de fapt în ziua de astăzi știți că nu le pot ține împreună oile și capre și vă spun de ce. Caprele nu sunt bune ascultătoare. Întotdeauna se duc departe, ca și la beduinul ăla care au plecat unde? În peșteră, nu? Și s-au ascuns în peșteră. Sunt mai căpoase. Sunt mai căpoase, așa este. Comportamentul lor nu este la fel ca și al oilor. Și de aceea Domnul spune că la sfârșitul vremurilor va separa oile de capre. Știți ce face ciobanul? De regulă, în luna iunie spre sfârșit, văd că n-a făcut asta, a făcut. A tuns oile, nu? Sunt tunse. Da, da. Da. Deci înseamnă că le-a tuns deja undeva la sfârșitul lunii iunie, dar cred că acum o săptămână s-a întâmplat lucrul ăsta. Separă oile de capre pentru că oile au parte de tunsoare. Se tunde lâna ca să fie folosită pentru covoare și pentru îmbrăcămintea de iarnă și în felul ăsta le separă. Și când Domnul le-a spus că la sfârșitul vremurilor voi separa oile de capre, i-au înțeles că așa face și un păstor normal, separă oile de capre. Un alt lucru, nu știu dacă observați aici că este o poartă. Unde e poarta? Aici. Observați că cele mai multe ori, în locul porții, sau înainte să vă spun asta, să vă zic că uneori când este iarbă, ce face el? El merge cu oile și cu caprele și pleacă în multe locuri, da? Iar seara uneori e foarte greu să vină și să le aducă înapoi ei. Și ce face? Face un fel de staul în altă parte, la intrarea unei peșteri și nu mai pune poartă, că nu poate. Deci e vorba numai de noapte. Și atunci ce face ciobanul? Vine aici și stă în drept ușii. Și în felul ăsta nici o capră, nici o oaie nu iese și nimeni nu intră. Țineți minte ce a spus Iisus? Eu sunt ușa oilor. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă vrei să intri înăuntru, nu poți să intri decât pe ușă. Dacă vrei să ieși, nu poți să ieși decât pe ușă. De aceea el avea o mare valoare când spunea lucrul acesta. Deci aici era ușa oilor și nu totdeauna era o ușă de genul ăsta. Bun. Acum știți ce aș sugera eu? Ca toți să fim oi bune și în cele două zile care le mai avem, sâmbătă și duminică, să nu avem capre deloc printre noi. Adică eu, trebuie să plec mai repede. Nu, deci să fiți oi, asta am vrut să spun, da? Deci asta înseamnă să fiți ascultători, la timp, vă rog frumos, să nu mă mai supărați în loc, să pleci, să ții de mâncare când nu trebuie să întârzi 15 minute, să nu mai pesura paleschiva după tine sau dânsa ta după dânsa, nu știu. Deci vă rog să aveți grijă, da?